Pentru doamna Flori, problemele au început în urmă cu 15 ani. După 10 de ani de muncă, femeia a reușit să-și cumpere proprietatea din orașul prahovean Băicoi din agoniseala de o viață. Acest lucru nu a însemnat nimic pentru vecinul femeii, Ion Duță. În 2006, doamna Flori lua drumul Spaniei, moment numai bun pentru vecinul ei să profite. Și dădeau aici aznaua, toate fecalele de la animale, deci să și observă că aici nu mai am pomi. Nu, ci că sunt ei de tari și s-au uscat pe partea aceea. Cireși, peri, tot. În 4 ani de zile, locul arată ca după dezastru. Femeia povestește că livada de pomi fructiferi a fost distrusă, iar gardul casei aproape demolat. Iarna, neavând unde da zăpada, că în stradă nu le-a dat voie vecinii, că mi-a explicat că nu mai putea să mai treacă când a fost zăpada aceea mare. Nu putea să treacă și a spus lumea, ce faceți, domnule, ne barați drumul? A dat-o pe spatele casei mele, de mi-a afectat și locuința. Întoarsă în țară, biata femeie a descoperit că pe lângă toate stricăciunile aduse proprietății, vecinul binevoitor și-a însușit și 54 de metri pătrați de teren prin construirea unui nou gard. 54 de metri pătrați. Deci care... Dumneavoastră aveți act. Am act, plus că mi-au barat intrarea după casă. Dumneavoastră aveați o ieșire la stradă. Da, ieșeam după casă, deci nu era nevoie să dau ocol la casă. Acum eu nu mai pot să ies pe acolo. Deși plecată de mult timp din țară, femeia, ajutată de vărul său, a încercat să-și caute dreptatea pe la autorități. Însă de cele mai multe ori, instituțiile au învinovățit-o pe ea, de faptul că i-a furat terenul vecinului, chiar dacă actele dovedesc contrariul. Le-am depus acte peste tot unde am făcut plângere, fotografii, cum a fost dărâmat și am și martor. Nu e ca să fiu eu tâmpită și să îi acuz pe nedrept. Ați făcut foarte multe demersuri la autorități, dar nu s-a rezolvat nimic până în prezent. S-a rezolvat și când am mers la primărie, ați văzut ce răspunsuri îmi dă, că totul e în regulă. Flori a cumpărat aici din 2000 sau 2001, cam așa ceva, și are toate documentele, cadastru, funciar și toate documentele cu suprafața care a cumpărat-o. La ora actuală nu mai corespunde. Am încercat să-i cerem punctul de vedere și vecinului, care de mai bine de 15 ani nu-i dă pace femeii. Însă omul a refuzat să vorbească. Vreau să văd dumneavoastră ce părere aveți. Noi o să difuzăm acest material și vrem să vă cerem punctul de vedere. Nu vreți să discutați cu noi? Nu avem ce. Are sau nu dreptate, vă învinovățește pe nedrept? Deși femeia a făcut plângere la poliție pentru încălcarea proprietății, dar și la garda de mediu pentru dejecțiile animalelor aruncate în curtea ei, bărbatul nu a primit decât o somație. Acum femeia este decisă să meargă mai departe în instanță.